Soluție pentru problema de sâmbătă dimineață. Se dau două triunghiuri echilaterale, tot cel albastru, din figură, pe care îl notăm cu ABC, dar și triunghiul echilateral EFM, acolo unde E, așa cum sugerează figura, se află pe semidreapta CA, astfel încât AE să fie egal cu AC. De asemenea, în figură este semnalat faptul că unghiurile din C sunt congruente, deci ACB fiind echilateral, M este mijlocul lui AB, căci CM este și bisectoare și median. Deci AM este de asemenea egal cu MB. În aceste condiții se cere, dacă FP este perpendicular pe AB, se cere valoarea raportului BP supra PA. O prima observație pe care o facem, datorită pe baza datelor probleme, este că unghiul din A, fiind de 60 de grade, unghiul obtus din același punct A este de 120 de grade. Ceea ce înseamnă că dacă unghiul EFM, acest unghi, un unghi al triunghiului verde echilateral, este de 60 de grade, atunci 60 plus 120 este 180 și se observă că patrulaterul AEFM, pe baza faptului că două unghiuri opuse sunt suplimentare, AEFM este inscriptibil. Aceasta este o primă observație pe care o facem, adică AEFM este un patrulater inscriptibil. Apoi, dacă unim pe A cu F, observăm că AF este o diagonală în patrulaterul inscriptibil AEFM și deci unghiul format de o diagonală colatură, adică ME cu EF și care este de 60 de grade, este egal cu unghiul format de cealaltă diagonală AF cu latura opusă AM, acesta fiind de asemenea de 60 de grade. Ori unghiul EAM fiind un unghi de 120 de grade, urmează că și unghiul EAF este 120 minus 60, adică un unghi de 60 de grade. Dacă aceste două unghiuri sunt egale, înseamnă că AF este, iată, AF este semidreapta F, este bisectoarea în a unghiului A, deci bisectoarea unghiului A pentru unghiul EAM sau EAP. Deci pentru acest unghi. Ori triunghiul, mergem mai departe cu observațiile noastre, triunghiul AEB este un triunghi isoscel, de unde rezultă că bisectoarea îndeplinește și celelalte roluri. Deci rezultă atunci că AF este și înălțime și de asemenea se află și pe direcția medianei. Deci rezultă că, ne întoarcem la figură, dacă unim pe E cu B, unde putem observa foarte bine triunghiul AEB, atunci, punând în evidență și punctul O de intersecție dintre EB și AF, cum spuneam, AF fiind bisectoare, este și mediană, AO este și mediană. Bineînțeles și înălțime, dar mediană ne interesează în primul rând. Deci AO este și mediană. Și acum, dacă vom uni pe F cu B, atunci vom sesiza două triunghiuri, triunghiul AEB, care este un triunghi isoscel cu mediana, înălțimea, bisectoarea, mediatoarea pe direcția AO, atunci și triunghiul EFB va avea pe OE, OF ca mediană, înălțime și așa mai departe, ceea ce înseamnă că triunghiul AFB este un triunghi isoscel. Deci rezultă mai departe
că EFB, deci triunghiul FEB, este de asemenea isoscel. Ceea ce înseamnă că EF este egal cu FB, dar cum EF este latura triunghiului MEF, avem că EF egal cu FB și egal și cu MF, egal și cu FM. Din ultimele două, deci din ultima egalitate, FB egal cu FM, rezultă mai departe că triunghiul FMB, deci FMB, este de asemenea isoscel. Dacă este isoscel și FP este perpendicular pe MB, din aceste două afirmații rezultă că FP este mediana, de unde rezultă că BP este egal cu PM. Și de aici rezultă, bineînțeles, că BP supra PA este egal cu, deci PB este o pătrime din latura, să o notăm, A al triunghiului echilateral, deci BP este 1 pe 4 din A, iar PA reprezintă jumătate AM plus MP, adică o jumătate plus un sfert, 3 pe 4 din latura triunghiului echilateral inițial ABC, adică este egal mai departe cu 1 pe 3. Acesta este raportul BP supra PA. Să revenim și asupra concluziei. Da? Ștergem semnul de întrebare. Deci BP supra PA este egal cu 1 pe 3. La revedere!